Valerie a murit în condiții suspecte. Familia vrea să scoată adevărul la lumină. Ce ascund martorii? De ce vor să păstreze tăcerea? Zice că nu mai vrea să dea niciun fel de declarație, că se auto-incriminează. Detalii șocante în câteva clipe la Acces Direct. Condițiile în care a murit Valerie sunt încă un mister pentru familie. Bărbatul și-a găsit sfârșitul în timp ce era la locul de muncă. Soția și sora lui spun că tragedia ar fi ținută la secret și sunt revoltate că nimeni nu ar da socoteală. Alături de noi prin Facebook este avocatul Cosmin Bodescu. Bună seara, domnule avocat! Și mulțumim că sunteți alături de noi. Mai multe despre cele întâmplate ne povestesc Maria și Rodica. Sunt soția, respectiv sora lui Valerie, care sunt acum în direct cu noi. Bună ziua, doamnelor! Și condoleanțe, bună Dumnezeu să-l odihnească! Spuneți-mi, vă rog, Valerie, era soțul... Deci Rodica este... Nu, Maria este soția, Rodica soția. Sora. Da. Bun, doamna Maria, câți ani avea Valerie când a murit? 55 de ani, doamnă. Unde anume a murit, doamnă? În ce condiții? Unde lucra? A lucrat la o firmă de construcții. Nu vreau să dați nume de firme, dar vă întreb ce făcea, ce meserie avea. Muncitor necalificat. Și ce anume trebuia să facă la acea firmă unde și-a găsit sfârșitul? Când s-a întâmplat asta? Pe 28 noiembrie 2019, la o firmă de patiserie lângă București, trebuia să mute un malaxor dintr-un depozit în altul sau cam așa ceva, acolo așa. Și ce s-a întâmplat? Malaxorul a fost pus pe un motostibuitor. Eu vă spun din ce, mi s-a spus și mie, din ce știu că doar n-am fost acolo. Nu a fost legat bine, cred că malaxorul. Nu a fost asigurat. N-a fost asigurat, deci așa, și pe soțul meu l-a pus să bage o liză sub motostivuitor ca să sprijoane să nu se răstoarne malaxorul de acolo. Din trepidațiile motostivuitorilor s-a mișcat malaxorul și a căzut pe soțul meu și l-a prins într-un perete. Și a murit pe loc? Da. Soțul dumneavoastră era angajat la vreo firmă? Că cineva, practic, trebuia să răspundă de el, din moment ce el era acolo, da? Da, soțul meu era angajat la o firmă de aici, din Gorj, însă era subînchiriat acolo la firma respectivă. Deci el lucra la o firmă și o altă firmă l-a subînchiriat de la firma la care lucra el. Da. Păi și cine, firma la care lucra l-a subînchiriat firmei la care el a murit, da? Da. Păi firma la care era angajat, okay, l-a subînchiriat. Și care dintre firme a răspuns pentru moartea soțului dumneavoastră? Niciuna. Până acum cred că niciuna. De firma de la București, de lângă București, acolo, de la patiseria. Stați, doamna, au trecut aproape 5 ani de zile. Acolo s-a declarat decesul. Păi au trecut 5 ani de zile. Cum n-a răspuns nimeni, nici firmă, n-a răspuns nici pe codul muncii, nu v-a despăgubit nici pentru accident la locul de muncă? Nimic. Persoana efectiv care a fost în culpă și care l-a omorât? N-a răspuns nimeni? Nu. Nimeni nu a răspuns, nimeni nimica. La un an de zile am primit formularul ăla de accident de muncă, deci s-a declarat accidentul de muncă și de atunci nu a răspuns nimeni nimica. Nu. Eu vă întreb așa, el contractul avea încheiat doar cu firma la care era angajat, nu cu firma care îl subînchiriase. Păi, nu? Eu așa știu, el era angajat la o firmă și fiecare săptămână, luni dimineața, îi lua și unde avea lucrări dumnealui, acolo îi ducea. Domnule avocat, situația e cum nu se poate mai rea, în sensul că nu e clar cine trebuie să răspundă. Adică el are contract de muncă cu o firmă. Păi nu firma aia trebuie trasă la răspundere de către familie și după aia firma aia n-are decât să se întoarcă împotriva firmei la care a subînchiriat sau cum se întâmplă? Bună seara din nou. Bună seara. Dați-mi voie să-mi exprim și eu regretul și compasiunea pentru tragedia cumplită prin care au trecut Mulțumim. La familie. Din păcate, sigur, timpul care a trecut
Mai mult de 5 ani, înțeleg, de la data când... Nu, nu este nici, nu este nici 5 ani, 4 ani jumate. 4 ani jumate, dar oricum e un timp foarte lung, care s-a scurs fără ca dumneavoastră să aveți informațiile necesare. Să știți că, în mod obligatoriu, asta probabil că vi s-a spus, cu ocazia unui astfel de accident de muncă mortal, există o procedură care este stabilită de lege și care trebuie absolut obligatoriu urmată. Se face o cercetare din partea ITM-ului competent, înțeleg că fapta s-a petrecut în raza ITM-ului Gorj, și se înaintează în mod obligatoriu la partea. ITM Ilfov, domnule avocat. La Ilfov, nu la Gorj. Firma care l-a angajat, care avea contractul de muncă, era din Gorj. Firma care l-a angajat este din Gorj. În mod obligatoriu, legea spune că la momentul finalizării cercetărilor se înaintează dosarul către parchet. În cazul accidentelor mortale, cauzele sunt preluate în instrumentare de către parchet. Acum, neștiind exact toate detaliile și toată corespondența pe care ați avut-o, pot doar să presupun că vă aflați în situația în care firma a contestat acel proces verbal de cercetare și de constatare a unui accident de muncă. Și de aceea, cel mai probabil, procedura durează atât de mult, pentru că firma poate să conteste procesul verbal de la ITM și atunci întreaga procedură se suspendă până când parchetul stabilește condițiile exacte ale decesului. În marea majoritate a situațiilor sunt cele care se rețin de către inspectorii din siguranța muncii. Și mai vreau să vă mai spun ceva. Există, tot potrivit legii, obligația ca acest dosar să fie avizat de un organ superior, și anume Inspecția Muncii de la București. Absolut toate dosarele de acest gen, toate evenimentele tragice care au ca urmare decesul în cadrul unui raport de muncă, sunt avizate de această Inspecția Muncii. Deci trebuie să... E undeva o disfuncție, o lipsă de comunicare a dumneavoastră cu aceste autorități care au preluat și au instrumentat cazul. Trebuie să vă adresați parchetului, pentru că aveți această posibilitate și acest drept, să vi se spună care este stadiul cercetărilor și care este rezultatul lor, dacă ele s-au finalizat. Da, domnule avocat, ca să înțeleagă lumea și să fie pe înțelesul tuturor, dacă eu sunt angajat la o firmă și firma aia decide, treaba ei acolo, prin contracte, să dea muncitorii și altor firme, dar eu angajat n-am niciun raport contractual cu firma care a subînchiriat. Singurul meu raport contractual este cu angajatorul meu. Păi eu nu la ăla mă duc să-i cer socoteală? Da, în principiu această subcontractare, cum îi spunem noi, da? Poate în anumite cazuri, în funcție de circunstanțele concrete, să atragă răspunderea atât a firmei subcontractoare, cât și a firmei cu atât care... mai mult, iată. Deci ar trebui poate două firme să răspundă. Dar noi aici avem nicio firmă răspunzătoare și nici în penal. Deci nu numai că în dreptul muncii, da? Nici în penal, adică pentru omor, pentru ucidere din culpă, văd că nu este nimeni urmărit în persoana celui care a manipulat sivuitorul ăla sau ce era. S-au trecut patru ani jumătate. S-au trecut patru ani jumate. Mâine, exact. Mâine o să spună că s-a prescris. Exact. Da, există acest risc, din păcate, de aceea e foarte important, e absolut obligatoriu la parchetul competent, la unitatea de parchet competentă, există un dosar în lucru, probabil necomunicându-se o soluție, dosarul încă se află în stadiu de cercetări, trebuie să faceți demersuri, vă recomand să le faceți în mod profesionist, pentru că încărcătura emoțională a familiei e greu de gestionat în astfel de situații, să faceți demersuri pentru a urgenta a cere soluționarea cu celeritate acestei cauze, având în vedere data la care s-a produs evenimentul. Domnul avocat, putem să vă punem o întrebare? Sigur, sigur, vă rugăm. Vreau să vă spun că în toamna anului trecut am pus pe doamna avocată care o avem angajată să ne facă o sesizare, precum că de ce s-a amânat atâta procesul. S-a judecat la tribunal acolo, la dumneavoastră. Pe 14 septembrie. Pe 14 septembrie ne-a dat câștig de cauză și i-a avertizat că în termen de 6 luni să se pornească procesul. Văd că a trecut deja și ele 6 luni și tot n-a început procesul.
Deci sunteți într-o procedură totuși care se mișcă, în sensul că instanța de judecată a stabilit un termen de finalizare a acestor cercetări, da? Asta înțeleg de la dumneavoastră. Le-a stabilit un termen... Adică să înceapă cumva, urmărire... Nu, a stabilit termenul și trecut. Să se finalizeze cercetările, da. Da, domnule avocat, doamna Maria și doamna Rodica ne spun că termenul a și trecut. Adică a și trecut termenul ăla de 6 luni. Există niște sancțiuni prevăzute de lege dacă acel termen nu se respectă. Cu siguranță, doamna avocat o să vi le explice și o să vă spună că puteți acționa mai departe. Acel termen este prevăzut cu niște sancțiuni dacă nu este respectat. Sancțiuni pentru cine, domnule avocat? Pentru cine nu respectă acel termen, pentru unitatea de parchet. Pentru cei care nu reușesc să termine ancheta. Evident. În termenul pe care îl stabilește instanța de judecată, da. Și acum, curiozitatea mea este ce sancțiuni primesc acești domni care nu își fac treaba? Sunt multe, sunt și pe partea administrativă, pe partea disciplinară, inclusiv posibilitatea de a fi desemnat un alt organ judiciar care se ocupe de instrumentarea cazului și care să-l finalizeze. Sunt foarte, foarte multe. În funcție de circunstanțele cazului, sunt multe măsuri care se pot lua. Dar nu înțeleg de ce trenează atât de mult un lucru care e foarte clar. Aveam un om în hala aia, era în timpul programului și cineva, din culpă, l-a omorât. Cu o mașinărie din aia, o mașină unealtă, ce era aia. Lucrurile sunt foarte clare. Adică n-ai dispărut, n-ai cadavre descompuse, n-ai cine știe ce nenorociri în care să-ți dea peste cap ancheta, să te facă să fie în imposibilitatea să ai o probă directă și clară. Aici lucrurile sunt negru pe alb. E foarte simplu. Ai cadavru, ai omul care a dat peste el, ai firma din contract. Ai martor. Dacă nici asta nu face ca justiția să meargă cât de cât normal, păi noi ce așteptări să mai avem de la ăia care omoară pe străzi, lasă aruncați cine știe pe unde și îi găsești după un an sau doi prin groapa de gunoi sau prin valize pe câmp. Adică nu înțeleg la ce altceva mai ușor de atât trebuie să-i dai instanței ca să poată rezolva și ea într-un termen rezonabil. Nu înțeleg. Da, doamna Mirela, și nouă ne scrie că acest domn care era pe motosivuitorul acela nu avea niciun fel de calificare. Funcția lui era de inginer. Aia e altă răspundere a celui care l-a pus acolo, fără calificare. Deci uite cât trebuie să răspundă firmele astea. Uite cât trebuie să răspundă. Cu atât mai tare e culpabilă acea firmă care a dus un necalificat să manevreze o mașinărie, da, și să omoară oameni. Încă o dată e în culpă firma. Păi, asta și cauza... Aceste femei ar trebui să ceară despăgubiri, nu zic de milioane de euro, că o să ziceți să fim înțeleg. Dar cât valorează viața unui om? Cât? Iar motostivuitorul nu avea starea tehnică făcută, nu era... Așa, bun. Da. Deci, adică, de fapt, nu era ok nimic. De fapt, nu era nimic. Ai omorât un om, în loc să beneficieze soția de niște bani ca să... Da, să reușească să supraviețuiască. Măcar atât, da. Da? Deci o pui să angajeze și avocat, o lași vreo 4 ani jumate. O termini psihic cu procesele, da? Cu intervențiile. Da, și după aia îi spui că s-ar putea să se prescrie, știi? Dacă nu vă mișcați mai cu talent așa mai repede, e posibil să nici nu mai luați vreodată ceva. Băi! Ce vreau să vă spun? Avea copii, domnul? O fată, o am, e căsătorită, nu stă cu mine în casă, eu stau singură, fata e într-o comună învecinată cu mine. Am înțeles, deci doar o fată aveți. Nepoți aveți? Avem doi. I-a cunoscut? Îs mici, îs mari? Câți ani au nepoți? Mic, avea una și ceva când s-a întâmplat cu el, dar știe, îl cunoaște, așa, îl vede în poze, știe că e el. Pe al doilea nu l-am mai prins, da. Dar cea mare era dependentă de el. Am înțeles. Era chiar dependentă, îi poartă și numele ei.